El se referă la contingentele germane și franceze trimise pentru a înfrânge Revoluția Armata Roșie, da? Asta la baza armatelor albe, cum se spune, rușilor albi, și până la urmă ei au putut să fugă din Rusia. Și-au lăsat mult sânge pe acești occidentali pe tărâmul Rusiei, dar au putut să fugă, s-au putut retrage. Ceea ce spune Putin aici este mult mai grav. Vă las să veniți în Ucraina, dar eu vă atac la voi acasă. Vedeți dumneavoastră, nimeni n-a înțeles un singur lucru. Este că strategia militară pe care Putin o are, China o are, nu mai este că te aștept eu la mine să mă invadezi. Statele Unite o să aibă o mare surpriză, de exemplu, când vor dori să intervină alături de Taiwan pentru ruperea ilegală a Taiwanului de China. Taiwanul fiind teritoriul chinez. Este parte integrantă a statului chinez. E cum e Basarabia furată de ruși, așa este Taiwanul furat de japonezi, apoi predat americanilor. Este simplu, este același fenomen. Și americanii și astăzi apără un furt. Un furt istoric. Așa cum nemții nu ne-au lăsat să ne unificăm în 1990 cu Basarabia și au ratificat furtul lui Stalin. Identic. Deci Uniunea Europeană și astăzi când vorbește de această Republică Moldova, este de fapt, ea vorbește de un teritoriu furat de la România. Simplu. Asta este adevărul istoric și e logica istoriei. În momentul însă în care tu pui soldați că te crezi tu Macron, marele Macron, ăla nu te mai omoară în teritoriul Rusiei. Tu nu-i orice distrugere materială pe care o faci teritoriului Rusiei, el te atacă la tine acasă. Exact. Hai să vă spun eu un lucru. Macron și Franța, dacă se întâmplă, cum s-a întâmplat în Avdiivka, în Bahmut, dacă se întâmplă în marile orașe, Mariupol, dacă Marsilia este distrusă așa, Lyonul, Parisul, 1000 de ani îi trebuie Franței să-și revină. Pentru că în anarhia democratică care există astăzi, în acest permanent imperialism al Bruselului, în care nu mai ai voie să faci nimic decât ce-ți spune tovarășa tântica de la von der Leyen, acest individ își distruge țara. Ei n-au înțeles un singur lucru. Ei au avut norocul Statelor Unite și planului Marshall să-și revină. Altfel și astăzi adunau molozul celui de-al doilea război mondial. În numele cui vorbește Macron și cine în numele deziluziei lui de grandoare. Pe el îl înjură, el a trebuit să fugă de la salonul agricultorilor, cel mai mare eveniment, atenție, la care toți președinții se duc, e un salon anual, da? Sunt pozele, da? Asta nu mai e niciun fel de... Sunt și meme-uri. Da, sunt și meme-uri cu el fugind de acolo să nu se întâlnească cu agricultorii. Păi el de când e președinte, de la Gilets Jaunes până astăzi, el n-a avut decât insurecții pe stradă. El e un nimeni în Franța. Așa, cum să spun, Madame Meloni. Dacă este aia să fie spion rus, ea să fie cea mai mare reușită a spionajului rus, Madame Meloni. De ce? Dom'le, au reușit în naționalismul italian să bage pe una mică, care acum s-a făcut mai lată decât înaltă, și care acum îmi spune că este europenistă. Tu știi că ea a promis să oprească imigrația ilegală. Da, să oprească intervențiile ilegale ale Bruselului în economia italiană. Să oprească tot. Știi că acum au mai mulți imigranți ilegali decât trei guverne precedente lui Meloni? Știi chestia asta? Și Meloni s-a dus în Ucraina. Italia n-are ce să facă. Dacă Rusia vrea să blocheze Mediterana, au omorât Italia. Dar bun, lingătorii noștri de clanțe europeniste nu înțeleg geostrategia. Meloni s-a dus în Ucraina pentru că nu-i rezistă farmecelor. Nu, Meloni s-a dus că e președinte, mi se pare că ea conduce, Italia conduce acum nu știu ce comisie de dat pace lumii. Că ei sunt cu datul, ei sunt cu găleata, au găsit o găleată cu pace și spune așa, băi Ucraina, să mai dăm un an, să mai dăm ceva așa în pace. Bă Românica, să mai dăm, bă Bulgarica, să mai dăm. Și când vrea Macron, trimite soldați. Adică ei au găsit o găleată, înțelegi? Urmă, cu curent electric. Mai are Zelenski? Câtă pace mai are? Până când se va decide între SUA, China și Rusia, se va decide soarta Europei. Pentru că aici este drama. Și Macron aici, atenție, și Macron aici are dreptate. Nu trebuie să ne lăsăm să decidă alții soarta Europei. Realitatea este că Europa de mult nu-și mai decide soarta. Și vom vedea Rusia și SUA ce vor decide asupra Europei. Aici are dreptate când spune Rusia nu trebuie să câștige în Ucraina pentru că va avea impact asupra securității europene. Dar când voi ați eliminat Rusia tot timpul și ați lobit pentru un Navalny, pentru un Hodorkovski, pentru tot felul de excroci care furau Rusia pe față,
lăsând zeci de milioane de ruși pe stradă, să ne mai amintim criza economică creată de Occident în Rusia sub Elțen, mizeria care s-a întâmplat atunci. Voi ce ați făcut? Voi ați ținut Rusia alături de voi? Vine și încheiem, pentru că este important, dar vine, este pe YouTube, să vă uitați, păcat că n-am pus-o aici, declarația halucinantă a unei alte imperialiste albe, analfabete în istorie, una Toria Nuland, care e secretarul adjunct al Departamentului de Stat, care spunea, nouă în America nu ne convine cum se comportă Rusia, de aceea trebuie să o schimbăm.